Astăzi au fost sărbătoriți eroii pompieri, oameni care zi de zi intervin pentru a apăra viața și a preveni dezastrele. Ziua pompierilor a fost marcată la Alba Iulia prin ceremonial militar și religios, expoziție de tehnică și activități interactive cu publicul. Ceremonialul s-a desfășurat în piața cetății din Alba Iulia și a debutat cu un scurt istoric al acestei zile care marchează un moment crucial în activitatea pompierilor. Bătălia din dealul Spirii de la 1848 împotriva armatei otomane. Despre stingerea organizată a incendiilor pe teritoriul de astăzi al României există dovezi încă din timpul Daciei Romane, însă instituția pompierilor este atestată la mijlocul secolului XVIII-lea prin steagurile de foc, organizări bazate pe solidaritatea comunității în fața primejdiei focului. Ambițiosul domn al Moldovei, Mihail Grigore Sturza, reușea la 15 mai 1835 la Iași să împlinească un vis mai vechi al conducătorilor acelor vremuri, acela de a înființa o structură care să-i protejeze împotriva focului, numită Roata de Pojarnici. Ziua de 13 septembrie este înscrisă cu litere de aur în cartea istoriei neamului, iar pentru pompierii români, militari și civili, această zi are o cărcătură emoțională deosebită. Acum 164 de ani, în cazarma de pe dealul Spirii, 166 de pompieri, alături de încă pe atâția infanteriști, au ținut pieptul unei coloane turcești de peste 5.000 de oameni. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, bucurie, să reușiți să salvați cât mai multe vieți, să vă binecuvânteze Dumnezeu, familia și toată viața dumneavoastră. Amin. La mulți ani! Munca pompierilor și lupta lor zilnică în folosul cetățenilor este apreciată, fiind de remarcat faptul că de multe ori cadrele de intervenție își riscă propria viață pentru a salva alte vieți, dar și bunuri materiale. Pompierii au primit un mesaj de felicitare din partea ministrului administrației și internelor Mircea Dușa. Pompierii români au răspuns cu aceeași dăruire și devotament în misiunile zilnice de apărare a vieții și bunurilor amenințate de incendii ori alte catastrofe, punându-și deseori viața în pericol. La nivel național, Ministerul Administrației și Internelor asigură integrarea și coordonarea acțiunilor de răspuns la dezastre ale tuturor instituțiilor cu responsabilități în acest domeniu într-o abordare completă. În completarea zilei a fost amenajată și o expoziție de tehnică de intervenție, care a devenit rapid atracția principală, mai ales pentru copii. Cam grea, dar asta este. Intră un pic capul mai greu. Echipamentul de protecție, pirotehnică. Mai fix, așa că da. Folosim la recuperarea munițiilor periculoase, care prezintă risc de pericol. Acolo și când vă duc. Acum, uite, m-a prins.